În circa o lună, dacă nu vor exista contestații, vor începe lucrările pentru construcția clădirii din curtea Spitalului Municipal Schuller, în care va funcționa centrul de radioterapie. Studiul de fezabilitate pentru acest proiect a fost încheiat urmând să fie aprobat în următoarea ședință a Consiliului Local. Studiul de fezabilitate s-a terminat, deci licitația s-a terminat, omul a făcut studiu. Acum în ședința din luna aceasta se vor aproba indicatorii tehnici ședința de Consiliu Local și în momentul când s-au aprobat indicatorii tehnico-economici se va demara licitația pentru constructor. Construcția clădirii din curtea Spitalului Schuller a fost condiția pe care au pus-o reprezentanții Băncii Mondiale pentru acordarea sumei de 6 milioane de euro, reprezentând costurile achiziției unui aparat de radioterapie ultramodern. Aparatul este vital atât pentru orașul Ploiești, cât și pentru județul Prahova, fiind necesar pentru tratarea bolnavilor de cancer.